De o primire călduroasă și câteva surprize au avut parte astăzi la sediul Consiliului Județean Vâlcea elevii și profesorii de peste hotare care participă la un proiect Erasmus+, implementat în parteneriat cu Colegiul Național de Informatică Matei Basarab. Want to wish you welcome at Vâlcea County Council. My name is Constantin Rădulescu. I am the president of Vâlcea County Council. And your presence here is very important for me because represents an opportunity to describe you the Vâlcea County, the most beautiful county. And I want to say thank you because it's such an honor to be here. It's great value for our project that you had, that we have the opportunity to be here with you and to listen to this beautiful presentation, and your English is perfect. I would like to thank you for your kind hospitality. We and our students really appreciate what you are doing for us to make our stay enjoyable. I think this city was the best city I visited here in Romania. I was sorry because I think here is better than Bucharest. I like this. I like this city. Yes, because it's different. Modul în care în cadrul acestor proiecte se derulează activitățile a presupus ca județul Vâlcea să fie implicat în aceste proiecte prin intermediul Consiliului Județean. Ne-am bucurat, a fost o onoare ca domnul președinte Constantin Rădulescu să ne primească și să ne ofere un moment de o festivitate aparte, pentru că țările implicate în care fiecare dintre speakeri au vorbit despre limba lor, despre fraternitate și despre modul în care gândesc înfrățirea într-o popoare, a făcut ca acest lucru să dea un sentiment de bine. Implementat în parteneriat cu Colegiul Național de Informatică Matei Basarab.